Până anul trecut, în județ, erau două societăți comerciale care se îngrijeau de bolnavi nedeplasabili. Deoarece se aflau un contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru fiecare vizită la domiciliu, primeau o anumită sumă de bani. Recent însă, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate le-au controlat activitatea începând cu anul 2014 și și-au pus mâinile în cap de ce au găsit. Cea mai mare problemă a fost la personalul angajat care mai figura ca salariat și în altă parte, culmea în aceleași intervale orare. În sensul că au fost. au avut personal angajat care mai lucrau și la alți angajatori, iar serviciile raportate de către aceste societăți au fost în timpul programului de activitate la alți angajatori. Drept urmare, reprezentanții CASE-Botoșane au considerat că pacienții nu au beneficiat de acele vizite și îngrijiri medicale și le-au cerut banii înapoi. Însă, asta nu a fost tot. În plus, nici documentele nu erau în regulă, multe dintre ele fiind fără parafe ale medicilor sau semnături ale pacienților. Apoi au fost. Uh, uh... Găsite documente primare, întocmite la nivelul furnizorului, care nu erau confirmate cu parafa medicului sau nu erau confirmate prin semnătura pacientului că acel serviciu a fost acordat. În acest context, una dintre aceste două societăți nu a mai dorit să prelungească colaborarea cu CASE. Una dintre firme a primit o amendă de aproximativ 55.000 de lei, cealaltă jumătate, însă banii vor fi recuperați doar prin executare, mai spune șeful casei de asigurări.